Întrerupem din nou programul Dareghin TV pentru ultimele informații de aici, din comuna Batoș, satul Uila, unde a izbucnit mai devreme un incendiu în urmă cu 2-3 ore, iar pompierii au ajuns nu de foarte mult timp. Sătenii, pot să zic, chiar s-au răsculat împotriva primarului, linșându-l și împotriva forțelor de ordine, pe care l-au acuzat pe primar că satul lor nu are apă, iar pe pompieri au acuzat că au ajuns foarte, foarte târziu. Am vrut și noi acum că lucrurile s-au mai liniștit acolo și spiritele s-au calmat să vedem, într-adevăr, acuzațiile sătenilor dacă sunt sau nu fondate. Și ne-am întors în satul Tedrad, unde încercăm o cișmea. Și, într-adevăr, sătenii din Uila au dreptate. În restul satelor există apă, în timp ce la ei nu au apă, nu au drum. Au, în schimb, un incendiu care astăzi a rănit undeva un număr de 5 persoane și au ars aproximativ 4 dependințe și 3 case au fost pe punctul de a se aprinde. Urmăriți imagini editate în continuare, iar mai multe informații puteți obține din jurnalele Dareghin TV de luni și la noapte. Până atunci însă, de aici, din comuna Batoș, Marius Portic și Marcel Ungureanu vă urează o noapte lipsită de pericole. Ce face primăria cu banii? Domnule! O să filmeze, liniștiți! Garantez eu drumul ăsta, face tău! Cine locuie cu ei la casă? Lasă-l acum, să-l locuie. Trebuie dat cu apă pe perete.